Dacă se poate, cei de la media, vă rog tare mult să afișați o fotografie, o imagine. Ok, despre ce e vorba aici, în stânga și în dreapta. Sper să nu le confund cumva. În stânga este o atletă americană pe nume Marla Runyon. În anul 2000, această atletă Marla Runyon s-a calificat în finala Jocurilor Olimpice de la Sydney, în proba de 1500 de metri. A reușit în finala acestei probe să o termine pe locul 8. Acum vei spune, stai puțin, că nu-i aur, nu-i argint, nu-i bronz, nu-i nici consolare, nu? Adică, ce așa mare realizare? Dacă stai să te gândești, poate că nu-i nu știu ce, nu-i number one, numai că ceea ce face remarcabilă performanța Marley Runyon este faptul că, din punct de vedere medical, femeia aceasta este oarbă. E oarbă. Tot ce poate să distingă, tot ce poate să vadă, este doar în ceața anumite forme și nimic mai mult. Din punct de vedere medical, este oarbă. Și vreau să vă gândiți că cu toate aceste handicapuri din viață, cu toate aceste limite, cu toate aceste lucruri care, în mod normal, te-ar prăbuși, te-ar dărâma, te-ar ține pentru totdeauna la pământ, Marla Runyon, în anul 2000, la Jocurile Olimpice de la Sydney, reușește o performanță incredibilă. Acum, pe departe cealaltă, să nu se supere băieții, am ales un fotbalist. Românul se pricepe la politică și la fotbal, suntem specialiști. De-aia și suntem unde suntem. Slavă Domnului că a apărut varul, că eram specialist și în arbitraj înainte. În partea dreaptă e un fotbalist, brazilian, bineînțeles, Flavio Donizete. Acum, poate că numele lui nu vă spune nimic, dar undeva prin anul 2004, acest tânăr, era un tânăr fotbalist brazilian foarte talentat, în 2004 și-a făcut debutul la o echipă de fotbal celebră în America de Sud, FC São Paulo. Un an de zile mai târziu, făcea parte din echipa care o învingea pe, să mă iertați, fanii lui Liverpool, dar o învingea pe FC Liverpool în finala campionatului mondial al cluburilor. Era titular în meciul ăsta și era remarcat de către foarte mulți impresari din Europa, de la marile cluburi. Se vorbea despre el ca fiind un viitor mare talent al fotbalului brazilian, o mare vedetă în devenire. Numai că Flavio Donizete, cu tot talentul ăsta cu care s-a născut, a avut o viață foarte haotică, o viață dezorganizată. I-a plăcut foarte mult să petreacă, să chefuiască. Numai că de la o viață dezordonată n-a durat foarte mult și în decurs de doar câteva ani de zile a ajuns la droguri. Atât de mult încât după câțiva ani de zile a devenit dependent de droguri. Undeva prin anul 2008, atât de dependent a fost de droguri încât și-a vândut medalia de campion mondial al cluburilor. Adică pentru un sportiv, medalia e cel mai tare lucru la care ții în viață. Ceva pentru care ai muncit, pentru care ai trudit foarte mult. Atât de dependent este de droguri omul ăsta, de heroină, încât își vinde medalia de campion mondial al cluburilor pentru o sumă derizorie. Vorbesc de nivelul performanței, undeva 1600 de euro în banii noștri. Și asta să... Și de-aia am vrut să-i pun în antiteză pe acești doi oameni, pentru că nu există probabil povești de viață mai contrastante decât astea două, dacă îi stai să le alături. Gândiți-vă la o persoană, la o atletă care pornește cu cele mai mari handicapuri din viață, căruia nimeni nu a dat vreo șansă vreodată să realizeze ceva. Pe de altă parte, avem un tânăr înzestrat, foarte talentat, cu un viitor uriaș în față. Una care ajunge la glorie și pe de altă parte cineva care ajunge în ruină. De ce? Dragii mei, diferența dintre destinele acestor doi oameni, diferența dintre destinele multor oameni și din generația noastră și din toate generațiile din istorie, este motivația. Problema motivației. Am toată convingerea și vreau să vă spun, pentru că acum sunt tot mai bătrân și în mod normal poate devii mai înțelept, dar am toată convingerea în ceea ce spun acum. Că marea problemă a generației actuale nu este lipsa mijloacelor.
Noi nu ne lipsesc mijloacele, ci și ce ne lipsește? Motivația. Nu avem probleme de mijloace, pentru că avem atâtea modalități prin a face lucrarea Dumnezeu incredibile, cum n-a avut nicio generație. Nu ne lipsesc mijloacele, ci ne lipsește motivația. Nu ne lipsesc, ascultați-mă, și nu ne lipsește chemarea. Dumnezeu are o chemare specifică pentru fiecare. Dar ceea ce lipsește tot mai mult este caracterul. Mai mult de atât, vreau să vă spun că nu lipsesc darurile. Eu am toată convingerea că nu lipsesc darurile spirituale în generația asta. Dumnezeu și Duhul Sfânt le dă. Dar ceea ce lipsește tot mai mult este dăruirea. Și dacă vreți, nu ne lipsesc informațiile. Suntem o generație foarte informată. La 3 clicuri distanță poți să ai acces la cel mai bun comentariu de teologie scris vreodată. La 3 clicuri distanță. De aia nu ne lipsește informația. Poți să știi verbul din aorist în limba greacă, ce o însemna 7000 de variante. Nu ne lipsește informația. Și ce ne lipsesc? Ne lipsesc inițiativele. Nu e o problemă de mijloace, ci e o problemă de motivație. Nu e o problemă de chemare, ci de caracter. Nu e o problemă de lipsa darurilor, ci de dăruire. Nu e o problemă de lipsa informațiilor, ci de inițiativă. Și pentru că mai avem și, nici nu știu cum să-l numesc, binecuvântare sau handicap, noi suntem și români. Și unul dintre mari noștri critici literari, George Călinescu, a zis că trăsătura de bază a poporului român este mediocritatea. Și mai suntem și în Balcani și asta ne ocupă tot timpul. Și în mod normal, ascultați-mă, am avea toate handicapurile și toate argumentele, poate să nu facem mare lucru în viața asta. Însă, totuși în seara asta vreau să vă provoc și vreau să veniți împreună cu mine într-o călătorie foarte frumoasă, într-o călătorie biblică. Într-o călătorie în care aș vrea să-ți vezi potențialul. Într-o călătorie în care aș vrea să vezi în seara asta unde poți să ajungi. De aia am ales un titlu, cred, sper, sugestiv. Doar atât am putut. Unde poți să ajungi, dacă vrei cu adevărat? Știu că un astfel de titlu, în mod normal, l-ar face invidios și pe Maxwell și pe Jordan Peterson, dar sună totuși motivațional. Dar vreau să vă spun că are o conotație profund spirituală. Haideți să ne uităm împreună în Cuvântul lui Dumnezeu în seara asta, unde am putea să ajungem, dacă vrem cu adevărat. Totul e de motivație, totul e de dorință. Și primul stadiu, primul pas, prima etapă unde poți să ajungi în seara asta, poate că sunt tineri aici care încă n-au experimentat lucrul acesta, dar vreau să spun, se poate. Și nu o spun ca pe o deviză, nu o spun ca pe un slogan pentecostal, nu o spun ca ceva să creeze o anumită emoție de moment, ci cred din toată inima mea în acest adevăr. Știți, sunt oameni care în această seară, vreau să vă spun, poți să ajungi să-L cunoști pe Iisus într-un mod real. Am toată convingerea, știți unde poți să ajungi? Poți să ajungi, să zic, prima etapă. Poți să ajungi să-L cunoști pe Iisus într-un mod real. E una, ascultați-mă, e o mare diferență în a ști multe lucruri despre Iisus. E cu totul și cu totul altceva să-L cunoști pe Iisus. De-aia vreau să vă spun că în această seară și-am convingerea că se poate și poți cu adevărat dacă îți dorești. În seara asta poți să-L cunoști pe Iisus într-un mod real. Spunea Richard Wurmbrand că marea problemă a creștinilor de astăzi este că oamenii cunosc Biblia lui Dumnezeu, dar nu-L mai cunosc pe Dumnezeul Bibliei. Poți să știi Psalmul 20 pe de rost, poți să știi Psalmul 23 pe de rost, poți să știi Ioan 3:16, poți să știi, nu știu, 1 Corinteni 13, poți să știi foarte multe versete din Biblie, poți să știi contextul istoric în care a fost scris o carte, în care a avut loc un anumit eveniment, dar ascultă-mă, asta nu-ți garantează faptul că tu-L cunoști de fapt pe Iisus. De-aia, știi ce se poate face? În seara aceasta, dacă există dorință reală, dacă există foame și sete după Dumnezeu, dacă există ceva care îți dorești cu adevărat și dacă vrei să-L cunoști pe Iisus în seara asta și dacă reușești să biruiești ispita de a nu sta pe TikTok în biserică, dacă reușești să biruiești ispita să nu te uiți la 3 secunde la telefon și să-L muste și să-L pui pe silențios și să-L pui, să-L întorci acolo, să spui acolo să rămâi în numele lui Iisus Hristos, nu te mai întorci. Dacă reușești să depășești blocajele acestea, dacă reușești în această seară să te aduni și dacă realizezi că în tine există un gol pe care nu-l poate umple nimeni și absolut nimic decât Dumnezeu, vreau să spun ceva
și am toată credința și convingerea în ceea ce spun acum. În această seară se poate întâmpla ceva incredibil în viața ta. În această seară vreau să spun ceva. Prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu, prin intermediul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care este aici și spun, nu-i slogan, e o realitate. În această seară există tineri care îl pot cunoaște într-un mod real pe Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Dar vedeți dumneavoastră, ca să se întâmple asta, ca să poți să-L cunoști pe Iisus într-un mod real, ca să treci de la informație, ai nevoie de revelație. Și ai nevoie de o dimensiune a revelației lui Dumnezeu. Și această revelație are loc și se poate face prin intermediul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Uitați-vă la Ioan Botezătorul, omul acesta la un moment dat are parte de o revelație și spune, Ioan a făcut următoarea mărturisire, versetul 32, am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, știa multe despre Iisus Ioan, știa, avea un bagaj plin de teologie, știa foarte multe detalii despre Iisus, știa multe profeții despre Iisus, dar zice Ioan, eu în momentul ăla nu-l cunoșteam, dar undeva la apa Iordanului, au zis, spune cuvântul lui Dumnezeu într-un anumit context clar, cronologic, spune Biblia, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul cunoaște la un moment dat pe Iisus Hristos într-un mod real, se întâlnește cu Iisus, știa înainte foarte multe lucruri despre Iisus, știa că trebuie să fie cel care deschide calea lui Iisus, că trebuie să pregătească drumul lui Iisus, dar nu-l cunoștea pe el. Însă a venit un moment, o etapă în viața lui Ioan Botezătorul, când fiind în voia lui Dumnezeu, când căutându-l pe Dumnezeu, omul ăsta l-a întâlnit pe Iisus Hristos. Asemenea lui, vreau să spun ceva, în seara aceasta, la 16 ani, la 18 ani pe care ea la mulți ani și ție, Doamne ajută-ți, mai ales că urmează vremuri apocaliptice, spun unii, sfârșitul lumii, grăbește-te, fă anumite lucruri pe care poate că nu o să le mai poți amâna prea mult, dar ce trebuie să faci în seara asta? Ascultă-mă, caută-L pe Iisus într-un mod real, cine-L caută, găsește. Îmi place foarte mult ce spune la un moment dat un teolog, Andrei Scrima, zicea el, creștinul este un căutător găsit. Asta e condiția creștinului, este un căutător găsit. Adică noi îl căutăm pe Dumnezeu, dar El ne găsește. Și ce îmi doresc? Căutându-L pe Iisus Hristos în această seară, să te găsească și să fii găsit de Iisus Hristos. Tu poți, ascultă-mă ce spun, poți să-L cunoști pe Iisus Hristos într-un mod real. Uitați-vă, Ioan Botezătorul, cunoscându-L pe Iisus, versetul 34 spune, este Fiul lui Dumnezeu. Mai departe, uitați-vă, versetul 45, Filip zice, eu am ajuns la concluzia asta că Fiul, auziți, că Iisus din Nazaret, Fiul lui Iosif, este Fiul lui Dumnezeu. Păi asta e un mare sal prin credință, să poți să depășești blocajul acesta, să vezi în Fiul cuiva, să vezi pe cineva, stă toată lumea să uita, bă, dar ăsta e Fiul lui Iosif, noi îl știm, e Fiul Mariei. Și totuși, unde toți îl văd pe Fiul Mariei și al lui Iosif, tu să-l vezi pe Fiul lui Dumnezeu. Asta vine printr-o revelație pe care Dumnezeu o dă celor care îl caută pe el. Natanael ajunge să spună după un moment de scepticism, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Poți să-L cunoști pe Iisus într-un mod real. Asta este o veste foarte bună pe care vreau să te dau în seara asta. Cine caută, găsește. Am citit despre o familie de misionari. Știți, americanii sunt oameni faină, zâmbesc foarte mult și le place să călătorească. Dai de ei oriunde în lumea asta. Dar există unii din ei și există un popor special într-un fel, pentru că America este țara din lume care trimite cei mai mulți misionari. Și în urmă cu ani de zile am citit istoria unui cuplu, soț-soție, s-au dus misionari, nu s-au dus misionari în Ibița. Da. Mă zice, m-a căzuce misionar în Antalya. Ok. Poate și o zonă bună acolo de evangelizat. Dar oamenii ăștia s-au dus misionari, știți unde? În Pakistan. Și nu în orice zonă a Pakistanului. S-au dus în nord-vestul Pakistanului, la granița cu Afganistanul, unde este o zonă tribală. Unde sunt talibanii. Soț și soție, oameni plecați din America, s-au străduit să învețe limba
Și-au dorit foarte mult să-L propovădească pe Iisus acelor oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Într-o zi, soțul cu soția pornesc la un magazin local care era numai la o distanță de 30 de kilometri, cel mai apropiat magazin. Se duceau să facă cumpărături odată la o săptămână jumate, două. Și acum, în fața magazinului, soția îi dă soțului lista de cumpărături. Să nu cumva să uiți de zahăr, de făină, de ulei, de... Ok, eu da lista. Și înainte să dea jos din mașină, să meargă în magazin, misionarul, îi zice soția, dragă, zice, nu știu, Hani, cum i-a fi zis în America, a zis, ia Biblia asta și dă-o la omul ăla care e acolo în față la magazin. S-a uitat el așa puțin, nu bine, zice, dă-o încoace. Biblia mică, discretă, frumos, numai bună de dat în lumea musulmană, să nu fie prea vizibil. Se duce misionarul nostru, intră în magazin, verifică lista, să n-ai bai cu nevasta după aia, cumpără tot, iese rapid din magazin, se urcă în mașină și pornește în trombă. Hai, zice, slavă lui Dumnezeu, zice, bun, am luat tot. După 200-300 de metri, zice nevasta, dragul meu, zice, ai dat Biblia la omul ăla? Zice, glumești, nu? Nu, zice, eu nu glumesc, chiar... Bă, femeie, zice, tu ai văzut cine ăla? Păi da, zice, nu, trebuie să-i dai Biblia. Bă, femeie, tu n-ai văzut cum era ăla îmbrăcat? Era un taliban din ăsta simpatic, în straie de taliban, și avea un accesoriu simpatic la gât, un Kalashnikov. Și a zis ăsta, cum se dă o Biblie la... A zis, bă, tu-ți imaginezi? Adică ce, tu ții cu tot din adinsul să rămâi văduvă? Sau care ideea? Nu, dragă, dar nu, dar știi, mi-a vorbit Domnul că trebuie să-i dau... Azi noapte în vis, Domnul mi-a spus că trebuie să-i dau Biblia. Bă, femeie, tu laudă-L pe Dumnezeu că am scăpat cu viață, putea să mă împuște, adică mulțumește-te că ai ulei, zahăr, ai acolo stoc pregătit. A zis femeia, cum predică femeia, nu predică nimeni. Ascultați. A zis, dragul meu, nu fi atent, zice, nicio problemă. Noi doi mai trăim, facem misiune, zice, da, murim, tot murim într-o zi. Așa e, dragă. Nu, zice, la judecata de apoi eu cu tine. Cei doi vor fi una, nu ne despărțim nici acolo. Cine crede că până moartea ne va despărți, se înșală. Și a zis, ne ducem acolo la judecată, eu cu tine, și o să mă întrebe Domnul, de ce nu ai dat Biblia la omul ăla, cum ți-am zis în vis? Și o să spun, Doamne, tu știi contextul cultural din Pakistan, n-ai voie o femeie să dea la un bărbat, mai ales în zona tribală, o Biblie, aia înseamnă decapitare. Deci, eu am dat Biblia la cine? La preotul casei mele, la soțul meu, dintr-o dată e preot, până atunci nu a fost, dar acum îl face mare preot. A zis, preotul casei mele, eu am dat Biblia și zice, întreabă-l pe el de ce nu o da mai departe. Păi după predica asta te predai. Cum sper și eu în seara astăzi. Auzit asta, wow. A întors mașina, s-a dus în fața magazinului, a zis, hai, vino aici, vino tu în locul meu, ține mașina pornită. De ce? Vino aici, fă ce spun. Eu s-a dus în partea aia la altă, zice, hai să avem un moment de rămas bun. A zis, draga mea, am avut o viață frumoasă împreună. Mulțumesc Domnului pentru cei, nu știu, 20 ceva de ani ai fost. Nu fi atent, zice. Când ai auzit primul glonț, primul sunet de armă, fugi. Te duci direct la aeroport, pleci în America, mă plângi dacă vrei bine, nu. După aia refăți viața și Domnul să fie cu tine și vedem cum ne vedem noi dincolo. Dar au zis, fugi pentru că eu astăzi mor. Deci 100% asta mă împușcă. A făcut o rugăciune, l-a încredințat în mâna Domnului și el s-a dus să dea Biblia la taliban. Și când s-a apropiat de taliban, la un metru, așa, în slow motion, imaginez ce n-aia, în timp ce l-a ridicat Biblia e mică, l-a ridicat Kalashnikov-ul. Allahu Akbar, vrea să strige acolo deja. Și a zis, nu, Biblia, Iisus, Biblia, Iisus. Iisus, Iisus, Biblia. Și a lăsat arma și a început să plângă. Păi, dar nu așa, au zis că plângea, de să plângea ca un copil. Scuturau straile alea. Păi, să bă, ai pățit ceva, e ok? Visez, nu m-ai împușcat. Ce? Și a zis, bă, omule, de unde ai fost? Eu unde să fiu? Acum am venit. Unde ai fost? Dacă ai ști de când te aștept. De 3 zile te aștept. Pe mine mă aștepți? Da. Cum?
eu am făcut parte din, în fine, din ce am făcut parte, din ce organizație, am ucis, am făcut multe lucruri la viața mea, crezând că fac bine. Dar știi, am avut un moment de câteva luni de zile, am avut un moment, o criză a vieții și nu mi-am găsit fericirea, nici sensul, nici scopul și am început să mă rog, am auzit că există un Dumnezeu al creștinilor, am auzit că există Iisus, am auzit că există cineva care dă fericire, că are altceva pentru viața omului, știi? Și-o zis, în urmă cu 3 zile, noaptea, am avut un vis în noapte și în vis mi-a apărut Iisus. Și mi-a spus, eu sunt Iisus. Și mi-a spus, dacă vrei să cunoști calea mea, dacă vrei să cunoști adevărul, du-te în fața magazinului din sat, pentru că voi trimite un slujitor al meu. Voi trimite un slujitor al meu și îți va aduce cartea vieții. Omule, unde ai fost? Că de 3 zile te aștept. Îl aștept pe Iisus. Omul i-a dat Biblia, s-a îmbrățișat, a început să plângă amândoi, s-a rugat pentru el și ascultați, el a fost primul rod pentru Dumnezeu. Și de acolo a început o lucrare de trezire spirituală în zona aia tribală. Și știți de ce? Pentru că, dragii mei, cine îl caută pe Iisus, poți să fii și în Pakistan, poți să fii în seara asta la tineret, poți să fii, ascultă-mă, într-o criză a vieții tale, poți să fii în momentul în care un gol absolut poate în inima ta. Cine vrea în această seară, tineri care sunteți aici, dacă vrei cu adevărat, poți să-L cunoști pe Iisus într-un mod real, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Unde poți să ajungi dacă vrei cu adevărat? Există un al doilea stadiu și anume poți să ajungi mai apoi, poți să ajungi să-L faci cunoscut pe Iisus altora. Poți să ajungi ca tu să-L cunoști, nu poți să treci în a doua etapă fără de prima. Adică ai nevoie de bacalaureat înainte, de capacitate și camere de luat vederi, nu ca pe vremuri. Și nu poți trece examenul dacă nu înveți. Poți, mai apoi ascultă-mă, să-L faci cunoscut pe Iisus și altora. Dar pentru asta și ce trebuie să înțelegi în seara asta? Că noi, eu și cu tine, trebuie să fim niște indicatoare a oamenilor spre Dumnezeu. Dacă există o condiție a creștinului, noi suntem niște indicatoare spre Hristos. Uitați-vă, Luca capitolul 3 cu versetul 15, Ioan Botezătorul era în culmea popularității, pe trending pe YouTube era numărul 1. Era cel mai vizualizat. Toată lumea vorbea despre, dacă ar fi fost Facebook, YouTube pe vremea, toată lumea ar fi vorbit, cred că și la știri de la ora 5 apărea. Pentru că toată lumea, toată societatea era pusă în mișcare despre unul care se îmbracă ciudat, unul care stă undeva și are un meniu vegetarian din ăla foarte poftă bună, nu doresc la nimeni să mănânce ce-o mâncat Ioan într-un fel, dar gândiți-vă, toată lumea vorbea despre Ioan Botezătorul. Ați auzit, s-a dus o pocăi și ăla, s-a botezat și ăla, s-a dus soldat, s-a dus preotul ăla, s-a dus fariseul ăla, s-a dus cărt, toată lumea vorbea despre Ioan Botezătorul. Și auziți, spune cuvântul Domnului așa, fiindcă norodul, Luca 3 cu 15, fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul. Toate privirile erau atintite spre Ioan. Și, dragii mei, spune Biblia că Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care, zice, este mai puternic decât mine, ce și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Adică Ioan Botezătorul, știi ce face? Toată lumea se uita la Ioan, toată lumea îi dădea like-ul, Ioan, tu ești cel mai tare. Și a zis Ioan, nu, nu puneți lumina pe mine, nu puneți reflectoarele pe mine, nu sunt în centru atenției, știți cine este acela? Și la un moment dat, zice Biblia, auziți versetul 35, a doua zi Ioan stătea iarăși cu 2 din ucenicii lui și pe când privea, nu se privea pe el, nu se uita în oglinjoară, cine e cel mai tare predicator din țară, cine e cel mai tare evanghelist din țară, ci spune Biblia, auziți, și zice, când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Și ce este Ioan Botezătorul? Este un indicator spre Hristos. Ioan Botezătorul, dragii mei, îl face cunoscut pe Iisus. Ioan Botezătorul introduce pe Iisus pe scena istoriei mântuirii. Pentru că Ioan Botezătorul înțelege care este condiția lui. Știi unde poți să ajungi dacă vrei cu adevărat? Poți să ajungi să-L cunoști pe Iisus într-un mod real. Dar mai apoi există o a doua etapă pe care trebuie să urci, o a doua treaptă. Să-L faci pe Iisus cunoscut altora. Nu știu, poate cât de mult te preocupă lucrul ăsta, de este un lucru absolut vital. Cum ai putea să faci lucrul acesta? Uitați-vă, Ioan Botezătorul stârnește interesul celor doi care se uiteau împreună cu el în ziua aceea,
pentru Iisus. O zis, iată mielul. Andrei, mai apoi, uitați-vă, e foarte interesant, se duce la frate sau la Petru și îi stârnește interesul lui Petru pentru Iisus și zice, noi am găsit pe Mesia. Filip, mai uitați-vă, tot în pasajul ăsta, Filip stârnește interesul lui Natanael pentru Iisus. Noi am găsit. Și dacă ești român adevărat, hai să vezi, convinge-te, ești curios. Vino să vezi. Și spune Biblia că vine și Natanael și îl cunoaște pe Iisus. Întrebarea este, frate, cum aș putea să fac cunoscut pe Iisus? Și de unde să încep? Unde se duce Andrei? La cine se duce? Și la cine? La frate său. Începe să vorbești despre Iisus în anturajul tău. Cel mai eficient mod de a vorbi despre Iisus este în cercul tău de influență, în cercul tău relațional. Ăsta se duce la frate său. După aceea Filip, pentru că îl cunoștea pe Natanael, bă, hai să vezi, l-am cunoscut, hai să-l vezi și tu. Folosește-te de relațiile tale. Folosește-te de cercul tău relațional să-l faci cunoscut pe Iisus. Nu fi un anonim. Folosește-te de aturile tale. Dacă ai anumite aturi, folosește-le pentru lucrarea Dumnezeu. Veți întreba, cum aș putea să vorbesc despre Iisus? Îți timid, poate că nu am anumite abilități. În urmă cu ani de zile vreau să spun că un tânăr m-a impresionat și șocat în același timp, se poate. Eram undeva în Oradea la o biserică și a venit un tânăr la mine și a zis, frate Dorel, am așa o frământare, nu știu dacă ce fac e bine sau nu. Ce? Spovedanie în direct după program. Mă, zic, ce o face asta? Și a zis, frate Dorel, zice, uite, eu ani de zile am stat pe bancă în biserică, n-am făcut nimic. Dar am auzit, zice, am auzit câteva luni de zile o predică despre implicare, trebuie să faci ceva, bă, vorbește oamenilor despre Dumnezeu. Și a zis, m-am tot gândit, mă, ce pot eu să fac pentru, cum aș putea eu? Voce nu am, dacă mă bag în cor, ferească Dumnezeu, să strică corul. La îndemn, dacă mă bag, fug oamenii din biserică. Unde, ce aș putea să fac? Și am zis, bă, frate Dorel, zice, eu sunt agent comercial la o firmă din asta mare. Am mașină de serviciu și a zis, în fiecare zi fac sute de kilometri în România. Și am zis, ce idee ai primit? Ia spune. De aia, zice, vreau să te întreb dacă ce fac e păcat sau nu, sau e bine. Uite ce m-am gândit, zice. Ce? După duminica aia, când așa, bă, trebuie să fac ceva, lunea, zice, ieșeam din Oradea, mă duceam, nu, spre Timișoara, ce? Și a zis, am văzut niște oameni la ocazie. Bă, cine poate să facă un bine și nu-l face? Asta mi-a venit primul gând, să vă știu, hai să fac un bine. Am băgat și mai, intrați, liniștit, doar în mașina mea, cât vreți. Bun. Și zice, m-am gândit, mă, totuși trebuie să fac mai mult decât să duc pe oamenii ăștia până la Rad, până la Timișoara. O să trebuie să le vorbesc despre Iisus. Dar eram foarte emotiv, nu puteam să zic, mă, îl iubiți pe Domnul, nu puteam. Dar zice, mă, pricep să conduc, frate Dorel. Și ce am făcut? Ce ai făcut deja? Frate, am făcut așa, zice, am pornit a întâia, 3500 turație, drift, frână, a doua, drift, frână. După 200 de metri, tu l-ai, Doamne, copa la Bihor, știi? Ioi, murim! Ioi, murim! Și zice, când o zis, atât mi-o trebuie, îmi trebuia un cuvânt, zice, un cuvânt, nu știam cum. A, ți-e frică de moarte, am zis. Și aia zice, dar ce zice? Tu nu ți-e frică de moarte, că ești tânăr. Nu, zice, că eu am murit. Una ferească Domnului, stafie, zice. Ăsta e o stafie. Nu, nu, zice, n-ați înțeles. Am scos Biblia, ia citește. Eu am murit și am înviat și trăiesc și nu mai trăiesc cu ce Hristos trăiește în mine. Frate Dorel, zice, până la Arad, că s-o dat de joi la Arad. A zis, frate Dorel, crede-mă, mi-a dat Domnul la cuvinte și a zis, și zice, mă, tremurau toți. Nu știu la viteză de la cuvânt, dar zice, așa au fost de cercetați. Și zice, frate Dorel, din ziua aia, de câteva luni de zile, eu zice, la fiecare drum, eu abia aștept oamenii la ocazie. Și frate Dorel zice, acum, ce, e bine ce fac eu? Zic, frate, ascultă aici. Domnul să fie cu tine. Am zis, să-ți dea Dumnezeu putere, să-ți dea, zic, să te ierte pentru primele 300 de metri, pentru frâne, drifturi, dar du-te înainte și fă lucrarea asta. Știi de ce m-am gândit? I-am zis, zic, cu câți oameni vorbești zilnic despre Dumnezeu, într-o zi obișnuită? Și ce mi-a zis? Frate Dorel, minim 15. Minim 15 oameni ascultă Evanghelia și acum au trecut la alt dar, credeți-mă. Minim 15 oameni ascultă Evanghelia datorită unui agent comercial care e oameni la ocazie și evanghelizează modul lui.
Dar știți? Eu cred că s-o și predea mulți. Și acum, știți ce? M-am gândit în felul următor, bun, apărăm noi și noi tot la judecată, merg toate lucrurile, apărăm noi la judecată. Tu, eu am făcut și un master în consiliere și, na, și eu știu, eu am citit Biblia și am avut, nu știu câte variante, și am avut și aia în greacă și, bun, de la, bun, știi și la ce trebuie că știi, la cine ai vorbit, dar nu știu, eu am vorbit așa, pentru mine, pentru cugetul meu. Bă, și apare ăla, agentul ăla comercial. Și vei sta lângă el. Și ăla probabil că a evangelizat în timpul vieții lui câteva mii de oameni. Și tu n-ai vorbit la doi oameni din cercul tău relațional despre Iisus Hristos. N-ai vrea să schimbi orizontul în seara asta? Știi unde poți să ajungi dacă vrei cu adevărat? Mai există un al treilea stadiu. Poți să ajungi ca Iisus să-ți facă de cunoscut anumite lucruri. Poți să ajungi să-L cunoști pe Iisus într-un mod real, poți să ajungi să-L faci cunoscut pe Iisus, există apoi acest al treilea stadiu, poți să ajungi ca Iisus să-ți facă de cunoscut anumite lucruri. Spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă, lui Ioan Botezătorul primește revelație despre ceea ce are de făcut. Și ce îmi place foarte mult, gândiți-vă, Ioan Botezătorul s-a născut într-o familie în mod miraculos. Zaharia și Elisabeta, în mod normal, nu trebuia să aibă copii, erau bătrâni, erau înaintați în vârstă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Ioan Botezătorul apare într-un context supranatural. Ei, gândiți-vă, în copilăria lui Ioan Botezătorul venea Zaharia și cu Elisabeta, dragul mamei, să vezi cum a venit Arhanghelul Gavril în templu. Tata tot tămâia templu acolo și să vezi o coborât așa dintr-o dată, o lumină puternică și să vezi, băiete, ce mi-a zis Domnul că tu vei fi un mare evanghelist, vei fi un mare propovăditor, tu, mi-a spus Domnul că are un plan mare cu tine. Știți, e o etapă în viață când îi sună frumos ca alții să știe ce are Domnul de făcut cu tine și tu habar să nu ai. Și vine o etapă, spune Biblia, când Ioan Botezătorul, deși era tânăr, și ce-a făcut? S-a dus în pustiu. Și se duce în pustiu și în Evanghelia după Luca, capitolul 3, spune acolo că în zilele lui Tiberiu Cezar, în zilele lui Pilat din Pont, în zilele marilor preoțana și Caiafa, și ce spune Biblia? În pustiu, cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit cui? Lui Ioan. Și Ioan află ce vrea Dumnezeu să facă cu el și prin el. Știi unde poți să ajungi? Ai poate 25 de ani și încă habar n-ai ce vrea Dumnezeu să facă cu tine. Cred din toată inima că dacă îți dorești cu adevărat în seara asta, tu poți să vezi ce vrea Iisus să-ți vorbească. Iisus, dragii mei, uitați-vă, vine la Natanael și îi spune, hei, tu ești un om în gura căruia nu există vicleșug. Iisus îi spune lucruri din viața lui, îi dă detalii, îi face de cunoscut anumite lucruri. Dar poate cazul și mai șocant e cel al lui Petru. Gândiți-vă, toată lumea, ce puteai să vezi în Petru? Acum, de mă uitam eu la Petru sau voi de că vă uitați la Petru, un pescar care o ieșua cu toate fondurile europene, a încercat cu toate programele, nu a reușit nimic. A treia barcă, probabil, pe care o falimentat-o. Petru și asociații, nimic nu i-a mers. Vine Iisus Hristos. Nimeni nu vedea în Petru, cred că nici soacră s-a binecuvindecat-o și Domnul și l-a putut să meargă în lucrare după aceea. Dar gândiți-vă, în Petru, cine putea să întreba de ceea ce a văzut Iisus? Haideți să fim onești. Și mai zice Natanael, poate să iasă ceva bun din Nazaret? Sincer acum, dacă m-aș fi uitat la Petru prin ochii ăștia mei, aș fi zis, bă, poate să iasă ceva bun din ăsta, mai bine de un pescar mediocru. Și cu toate acestea, auziți, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 42, zice că l-a dus Andrei pe Petru la Iisus și Iisus i-a zis, zice că l-a privit și i-a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona. Și dintr-o dată îi schimbă numele. Mi-aș fi dorit să fiu și eu acolo să-mi schimbe și mie numele din Dorel. Dar gândiți-vă, zice, și te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Dintr-o dată, gândiți-vă, Iisus Hristos nu vede în Petru un pescar, ci vede pe cel pe care va clădi biserica, vede liderul care va conduce biserica în vremul tulbur, după înălțarea lui la cer. Vede în el ceva ce nimeni nu reușește să vadă, pentru că asta e marea frumusețe. Iisus Hristos vede în tine și în mine ceea ce oamenii nu pot să vadă vreodată. Și vreau să spun ceva, dacă vrei cu adevărat, tu poți să ajungi în stadiul în care Dumnezeu să-ți descopere anumite lucruri, în care Dumnezeu
Dumnezeu să-ți descopere lucruri concrete. Tu poți să ai parte de revelație din partea lui Dumnezeu. Tu poți să treci la un alt nivel spiritual, ascultă-mă, în care să nu depinzi de nu știu care proroc, de nu știu ce semn, să vezi dacă se întâmplă sau nu, să fii tot timpul foarte stresat. Oare așa e cum o zis ăla? Oare așa vrea Dumnezeu? N-ai vrea să-ți vorbească Dumnezeu ție în mod personal? N-ai vrea să înțelegi cuvântul? N-ai vrea ca Dumnezeu să-ți dea revelație? N-ai vrea ca Dumnezeu să-ți descopere lucruri? N-ai vrea ca Dumnezeu să-ți vorbească ție personal? Să-ți descopere anumite lucruri? Gândiți-vă, oamenii aceștia au experimentat lucrurile acestea și am toată convingerea că generația aceasta poate să experimenteze revelație din partea lui Dumnezeu. Iisus îți poate și vrea să descopere anumite lucruri. Dar vreau să vă spun că mai există un stadiu. Mai există un stadiu și mă apropiu de încheiere. Nu promit, da. Poți să ajungi, ascultă-mă, cunoscut pentru ceea ce ai făcut pentru Iisus. Ăsta e Everestul. Stai, frate, că nu ne-am urcat nici pe moldoveanu. Există un apogeu spiritual. Există ceva dincolo de marea mediocrității. Există dincolo de zona asta căldicică a vieții. Poți să ajungi să-L cunoști pe Iisus într-un mod real chiar astăzi. Poți să ajungi că începând de astăzi să-L faci cunoscut pe Iisus altora, să-ți deschidă Dumnezeu gura, să ai îndrăzneală să vorbești despre Iisus. Poți să ajungi, ascultă-mă, începând din seara asta, ca Dumnezeu să-ți facă de cunoscut anumite lucruri, să-ți descopere, să primești revelație din partea lui Dumnezeu, să-ți vorbească Dumnezeu clar ție. Dar știi unde poți să ajungi? Dacă vrei cu adevărat, e țelul cel mai înalt. E locul în care poate prea puțini oameni mai ajung în generațiile noastre. Poți să ajungi cunoscut pentru ceea ce ai făcut pentru Iisus. Am o întrebare pentru voi. Nu-i capcană, nu-i cursă. Dar vreau să vă gândiți, sincer, onest și pe bune, pentru ce ai vrea să fii cunoscut spiritual în viață? Ai vrea să fii cunoscut, gândește-te bine, pentru ceea ce a făcut Iisus în viața ta sau pentru ceea ce ai făcut tu pentru Iisus? Te rog să te gândești puțin la imaginea asta. Pentru ce ai vrea să fii cunoscut? Ai vrea să fii cunoscut pentru ce a făcut Iisus în viața ta sau pentru ceea ce ai făcut tu pentru Iisus? Vă dau un caz concret. Aud genul ăla de mărturii. Fraților, am avut 10 ani, am avut o migrenă puternică. Dar așa am avut o migrenă, că nici Nurofen forte n-au reușit să biruie. Și m-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și ce credeți? Mi-a trecut durerea de cap. Wow! Păi la astfel de mărturie o punem pe YouTube. Nu-i suficient, facem un turneu până Europa și după aia îți dau o viză de America. Cum să nu te duci să nu mărturisești că ai fost vindecat de o migrenă? Hai să facem turneu în Canada și în America. Scoatem o carte. Cum m-a vindecat Dumnezeu de o migrenă? Wow! Ce-a făcut Dumnezeu în viața mea? Zice Iisus lui Nathanael, bă, Nathanael, nu știu ce făcea Nathanael sub smochinul ăla. E o dilemă. Foarte mulți care au darul cercetării fără rost, toți sunt de 2000 de ani, moare, ce o făcea ăla acolo? Stătea pe YouTube, nu știu, pe Facebook, nu știm. Nici nu o să știți vreodată. Dacă o să auziți pe unul că o să spună, fraților, mie mi-a descoperit Domnul ce făcea Nathan, ăla e prorocul mincinos, vă dau scris. Zice Iisus, omule, tu te miri? Tu te șochezi că spun că știu ce făceai acolo? Hai să spun ceva. Lucruri și mai mari ca acestea vei vedea. Mai mult decât o migrenă vindecată, Dumnezeu vrea să-ți deschidă ochii, Dumnezeu vrea să-ți dea sozii de pe ochi jos, de pe ochii tăi să cadă. Și de ce? Să vezi un orizont la care Dumnezeu te cheamă, mult mai înalt, mult mai puternic. Să pășești în supranatural, să experimentezi lucruri mari cu Dumnezeu. Dar vreau să te întreb, pentru ce vrea să fii cunoscut? Pentru ce a făcut Iisus în viața ta sau pentru ceea ce faci tu pentru Iisus? Avem două personaje din Biblie aici. Lazar din Betania, pentru ce a fost cunoscut? Și pentru ce a fost cunoscut Lazar din Betania? Pentru faptul că pe omul ăsta l-a înviat Domnul. Vă imaginați când mergea Lazar prin Betania, pe stradă, la magazin, să cumpere ceva, toți, hei, știi cine e ăsta?
El e, da, el e, toată lumea. Îi lasă din pe... Știi, pe ăsta a fost mort. Și l-a vindecat. Iisus l-a înviat. Ăsta a fost mort. Și gândiți-vă că Lazar din Betania a fost cunoscut toată viața lui. A devenit o celebritate. Știți pentru ce? Pentru că Dumnezeu l-a înviat. Și frumos, ascultați-mă, e superb ca Dumnezeu să lucreze în viața ta. Dar vreau să vă pun un alt personaj. Puțin în contrast cu el. Simon din Cirene. Săptămâna Mare a Patimilor. Simon din Cirene, la un moment dat, în timp ce Iisus Hristos ducea crucea spre Golgota, sub greutatea blestemului, păcatului, a lumii întregi, se prăbușește. Și cineva lea și spune, ajută-l. Și Simon din Cirene are parte de, cred, cel mai mare privilegiu care a fost dat vreodată unui om din partea lui Dumnezeu. Cel mai mare privilegiu dat de Dumnezeu unui om vreodată este ca preț de câteva sute de metri, câteva minute, să poți să ții crucea aceea împreună cu Iisus. Simon din Cirene devine cunoscut pentru ceea ce a făcut pentru Iisus. Lazar din Betanie e cunoscut pentru ce a făcut Iisus în viața lui. Poți să te întrebi, pentru ce vrea să fii cunoscut? Pentru că poate ai fost drogat și Dumnezeu te-a eliberat. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Dar ai vrea să fii cunoscut cel mai mult în viață pentru asta, pentru minunea care a făcut-o Iisus în viața ta, sau pentru ceea ce tu ai făcut pentru Iisus? Te rog să te gândești. Pentru că poți să ajungi, ascultă-mă, să fii cunoscut pentru ce ai făcut pentru Iisus. Există oameni celebri care s-au întors la Dumnezeu. Există celebrități care s-au întors la Dumnezeu. Dar există oameni care au devenit celebri pentru ce au făcut pentru Iisus. N-ați auzit că am fost șocat, toată România au stat, nu mai respira, că era vorba că s-a făcut Iguță. Băi, șoc național. După ce s-a dovedit un fake news, am auzit că Salam. Și am zis, mai lipsea Matache Măcelaru din galeria asta și erau toți. Dar cel mai tare a fost, apropo de generația Z, ți-a auzit, am avut vreo 3-4 ani că s-a pocăit Justin Bieber. Băi, oameni buni. Justin Bieber s-a pocăit. Idolul adolescenților, toată lumea, s-a pocăit Justin Bieber. După câteva luni de zile, l-a prins aia de la ceva revistă de paparații, băga al nostru șaturi din alea flambate, încă cu păstorul bisericii, cu Carl Lenz, care o și luat o razna după aia, în fine. Wow! Celebrități care s-au pocăit. Vreau să vă spun, nu mă impresionează. Știți ce mă impresionează? Știți ce îmi doresc? Știți ce vă doresc? Să fiți cunoscuți pentru ce ați făcut pentru Iisus. Am început cu poze, terminăm cu poze. Foarte frumos ceva. Însă vreau să vă spun o poveste extraordinară. Dacă se poate, te rog, imaginile acelea, pozele acelea, două, trei. 2014, știți că a avut loc primul episod, conflictul, 2014, primul conflict din Donbas, din estul Ucrainei. În primele zile când a început conflictul ăla, când a început să se împuște oamenii între ei, proruși cu pro-ucrainieni acolo, într-un orășel de lângă Donetsk, un pastor pe nume Sasha avea o biserică, un mega church de 30 de oameni. Și ce a făcut Sasha? Cu oamenii lui din biserică, s-au dus în centrul orașului, în timp ce își erau glonțele pe la urechile lor, în timp ce se împușcau și se omorau oamenii, în timp ce omuleții verzi al lui Putin acaparau zona, Sasha împreună cu biserica lui, cu 30 de oameni, a ieșit în stradă, în centrul orașului și a început să se roage. Asta a făcut. A început să se roage. A început să se roage lui Dumnezeu. Au venit câțiva din forțele acelea de securitate, mă rog, pro-ruse, și l-au arestat pe Sasha. L-au luat, l-au dus undeva în afara orașului, în subsolul unei foste fabrici, unde la demisol au transformat-o într-o sală de tortură. Celule după celule de tortură. Și vă spun un caz real. Acest păstor Sasha a fost dus și bătut cu bestialitate. Aproape 3 săptămâni, 2 săptămâni jumate, 3, a fost bătut groaznic. Și de ce? Pentru că l-au confundat cu un
opozam politic, semăna foarte bine cu un politician. Și au zis, erau conviși pentru că au venit cu pozele până oraș. Pe ăsta îl căutăm, ăla cred că au zis. Și l-au luat și l-au bătut 2 săptămâni și jumătate. L-au desfigurat. După 2 săptămâni și jumătate, bă, zine, cine sunt colaboratorii, zine, cu cine ții. Ce să spun, eu sunt pastor, lasă-mi de mai minții, eu sunt pastor, du-te, nu ești pastor, spune-ne rapid cu cine. Și l-au bătut groaznic. După 2 săptămâni și jumătate, vine o femeie care era informatoarea forțelor proruse și au făcut galeria să vadă ăla, da, ăla, ăla, să confirme. După 2 săptămâni și jumătate de bătăi, se uită, îl vede, zice, el este politicianul? Nu, zice, el nu e politician. Cum să nu fie, o zis ăștia, el e, nu, 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 zice, ăsta e Sasha. Sasha? Cum, nu-i Oleg? Nu, ăsta e Sasha. Cum să fie, Doamne, nu, ăsta e Sasha, ăsta e pastorul Sasha. Nu-l știți pe pastorul Sasha? Păi nu știm, cum să-l știm, că dacă știm... Tot orașul știe. Tot orașul îl știe pe Sasha. Păi ăsta e om bun. Ăsta predică Evanghelia, ăsta ajută bolnavii, ăsta duce pâine la oamenii flămânzi. Tot orașul știe. Ăsta nu a făcut discriminare între ruși și ucrainieni. Ăsta e pastor, domne, lăsați-l în pace. Ăsta, tot orașul știe. Cum de nu... El e Sasha? Da. Cu câteva zile înainte să-l recunoască femeia aia, a fost dus în fața gropii să fie împușcat. Să fie omorât într-o groapă. I-a pus pistolul la tâmplă și a zis, ai un minut să-ți faci ultima rugăciune. Și a zis Sasha, auziți, eu mi-am făcut rugăciune de mult, dar ascultați-mă, eu dacă mă împușcați mă duc în rai. Dar dacă voi muriți neîmpăcați cu Dumnezeu, veți merge în iad. Așa s-au enervat, erau 2 soldați că ei trebuiau să-l execute. O lua pistolul și o apăsa pe trăgaș și s-a blocat pistolul. Și a încercat a doua oră și s-a blocat pistolul. Și a zis ăla, du-te-mă, zice că tu tremuri, ți-e frică, lasă-mă pe mine că mă pricep. Eu mai făcut treaba asta. O lua pistolul, o tras în lateral, puf, ai văzut că merge. L-a încărcat înapoi și l-a pus la cap și o tras. S-a blocat pistolul. Așa de tare s-a speriat, că zic, bă, asta are duhuri, ăsta e ceva, ăsta are probleme. Și gândiți-vă că vine femeia după câteva zile și zice, nu, el e pastor. Toată lumea știe pe Sasha. Ăsta e un bun, ăsta vorbește despre Iisus. Ăsta îl cunoaște pe Iisus. L-au eliberat și vă arat a treia poză. Nu vă pot arăta, am câteva, nu vă pot arăta modul în care a fost bătut cu bestialitate. Dar asta e o fotografie cu Pașa după, cu Sasha după ce a fost eliberat de către forțele proruse. Știți ce a făcut după? O stat în câteva săptămâni imobilizat la pat să-și poată reveni. Știți ce a făcut? L-au chemat în Kiev, l-au chemat să meargă în America, l-au chemat să... Știți ce a făcut pastorul Sasha? După câteva săptămâni de zile când a ieșit din spital, s-a dus în orașul Marinka. Orașul Marinka era pe linia zero unde erau cele mai mulți morți, cele mai mari conflicte în perioada aia, în 2014, și acolo a rămas ani de zile. Și astăzi, știți unde este Sasha? Predică cuvântul lui Dumnezeu în estul Ucrainei. Știți, nu-l cunoaștem pe Sasha. Poate în seara asta ți-a auzit prima dată de el. Am fost în urmă cu 3 luni în Ucraina. Toată lumea știe în Ucraina despre Sasha, despre pastorul Sasha. În zona aceea, în estul Ucrainei, toată lumea știe că Sasha este omul lui Dumnezeu. N-apare pe YouTube, n-apare pe Facebook, nu-i cunoscut, nu dă autografe, nu a scris bestselleruri. Te ascultați-mă, omul ăsta a devenit cunoscut pentru ce a făcut pentru Iisus Hristos. Și te întreb în seara asta, tu știi unde poți să ajungi? Știi unde poți să ajungi cu adevărat? Poți să ajungi ca să-L faci cunoscut pe Iisus oamenilor. Și aș vrea să ridicăm în picioare în seara asta, pentru că vreau să-ți deschizi ochii în seara asta, pentru că aș vrea să te rogi înaintea lui Iisus Hristos și să spui, Doamne, e frumos, știi că mă rog ca să mă vindeci, știi că mă rog, Doamne Dumnezeule, să mă scoți din stările acestea, știu, Doamne, că aș vrea să mărturisesc minunile pe care le-ai făcut în viața mea, dar, Doamne, mai presus de un miracol în viața mea, aș vrea să-mi dai putere, aș vrea să-mi deschizi, decât să-mi închizi rănile mele, aș vrea să-mi deschizi gura, Doamne, să vorbesc despre Tine, aș vrea să fiu cineva
diferit în generația asta. Aș vrea să fiu cunoscut, Doamne Dumnezeule, pentru ceea ce am făcut pentru Tine în generația aceasta. Doamne Dumnezeule, dă-mi putere, Te rog, în această seară. Ajută-mă, Doamne, să văd dincolo, ajută-mă să văd orizonturi noi. Doamne, scutură-mă de praful mediocrității spirituale. Doamne, vindecă-mă de rugăciunile banale pe care le rostesc în fiecare zi, plictisite și adormite. Doamne, vreau o viață de rugăciune. Doamne, vreau o mărturie puternică, vreau să Te mărturisesc pe Tine. Există oameni aici care vor mai departe decât sunt astăzi. Există oameni care încă au auzit despre Iisus, au informații, au teorie, au capul plin. Ești plin de dogme, dar ascultă-mă, nu-L cunoști încă pe Iisus. În această seară, Duhul lui Dumnezeu este aici. Iisus Hristos se poate descoperi în momentele acestea. În timpul următoarei rugăciuni, în următoarele 2-3 minute, ți se poate schimba viața într-un mod radical. Am toată convingerea, știi de ce? Pentru că mie mi-a schimbat-o Dumnezeu. În urma unei rugăciuni de 5 minute în camera mea, prăbușit cu fața la pământ, Iisus Hristos a intrat în inima mea, a devenit parte din viața mea. Nu-mi imaginez viața fără de El, nu pot să trăiesc fără de El. Sunt nimic fără de El, este totul și prin El pot să fac totul. În această seară, ascultă-mă, știu unde poți să ajungi dacă vrei cu adevărat? Poți să ajungi să-L faci cunoscut pe Iisus altora. Până acum ai fost oglindă, oglinjoară. Poți să devii o fereastră și să spui: uitați-L pe Iisus, El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Vin oameni la tine, ai într-un anturaj cu oameni, stai de vorbă, îți depresivi, îți panicați unii. Unii poate au tendințe de suicid și-s lângă tine. Și Dumnezeu i-a pus în cercul tău și tu nu le spui despre Iisus. Tu îi trimiți la psihiatri și la psihologi toată ziua. Citește și cartea aia, citește și pe ăla să vezi, poate-ți revii. Gândirea pozitivă, gândește bine. Ascultă-mă, e vremea să vorbești despre Iisus. E vremea să-L prezinți pe Iisus. E vremea să le spui prietenilor tăi: există cineva, iată mielul lui Dumnezeu. E vremea să nu mai fii devorator de mărturii pe YouTube și de prorocii de la nu știu care, să vezi cum eu vorbi la nu știu care, la bonchi. E vremea ca Dumnezeu să-ți vorbească ție. E vremea ca Iisus să-ți facă de cunoscut ție. Și în seara asta poți să auzi vocea lui Dumnezeu. Ascultă-mă ce spun. Când vei astupa vocea dorințelor tale și să spui: Doamne, știu ceva, nu mă mai interesează ce vreau, eu vreau să aud ce vrei Tu de la mine. N-ai vrea să-ți vorbească Dumnezeu în seara asta? N-ai vrea să-ți facă de cunoscut anumite lucruri pe care vrea să le facă prin tine? N-ai vrea, știi, n-ai vrea să ieși din anonimat spiritual? N-ai vrea să devii cunoscut pentru ce ai făcut pentru Iisus? N-ai vrea ca inclusiv în confruntarea la nivel cu lumea demonică, da, există așa ceva, nu-i doar în povești, există realități de genul ăsta pe care le întâmpini în slujire? Confruntări cu lumea demonică? Oh, ce sale, există o realitate. N-ai vrea ca atunci când ai în autoritatea lui Iisus Hristos să spună: hei, pe Iisus îl știu, pe Pavel îl știu, și să nu spună: dar tu cine ești? N-ai vrea să fii cunoscut pentru ceea ce faci pentru Iisus? N-ai vrea să ai autoritate? N-ai vrea ca atunci când te rogi, Dumnezeu să deschidă cerul? N-ai vrea ca atunci când ceri și când mijlocești și când intri în poș și în rugăciune să se schimbe lucrurile, realitățile, să-ți rupă lanțuri în numele lui Iisus Hristos? N-ai vrea să vezi puterea lui Dumnezeu? Nu te saturi de poveștile de la alții? N-ai vrea să ai propriile tale povești cu Dumnezeu? N-ai vrea să încetezi să citești istoria pe care au făcut-o alții cu Dumnezeu și să începi să faci istorie cu Dumnezeu? N-ai vrea să vezi departe, n-ai vrea să privești dincolo? Dacă ai ști unde poți să ajungi cu adevărat, dacă ai ști unde poți să ajungi cu adevărat, și știi de unde începe totul? De la o rugăciune onestă, de la o rugăciune simplă, sinceră, în care să spui: Doamne, vreau să Te cunosc. Vezi, să ne rugăm. Haideți să ne rugăm. Haideți să intrăm în rugăciune și spune Domnului: Doamne, vreau să Te cunosc într-un mod real. Și vreau să Te fac cunoscut. Chiar vreau să-mi faci de cunoscut anumite lucruri. Vreau să fiu cunoscut pentru ceea ce am făcut pentru Tine în viața asta. Nu știu cât o să trăiesc, nu știu cât o să fiu, dar vreau. Haideți să intrăm în rugăciune. Și dacă în timpul acestei rugăciuni și în timp ce și cântăm, dacă
Dacă ai nevoie de sprijin în rugăciune, dacă vrei să ne rugăm pentru tine, dacă e un blocaj în viața ta, dacă e teamă, dacă e frică, dacă sunt anumite lucruri care te țin blocat, dacă sunt lucruri și dacă ai nevoie de mijlocire, dacă ai nevoie să ne rugăm, o fac cu toată dragostea, împreună cu echipa de aici, vrem să ne rugăm pentru tine. Dacă vrei să treci la un alt nivel, dacă vrei să treci dincolo de mediocritatea de zi de zi, dacă vrei să faci ceva mai mult, dacă vrei ca seara asta să fie o seară care să-ți aduce aminte, e vremea să te rogi, e vremea să ne rugăm. Intrăm, cântăm, ne rugăm în momentele acestea și dacă e cineva, spun, dacă este cineva care vrea să ne rugăm pentru el, te chem aici în față pentru că vreau să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru tine, pentru că vrem să mijlocim, pentru că vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta. Intrăm în acest timp de rugăciune, intrăm în aceste momente și stăm înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze, ca Dumnezeu să transforme. Haideți să ne rugăm și să luăm în serios minutele acestea care ne stau în față. Gândește-te că îți poți schimba viața, îți poți schimba destinul, traiectoria vieții tale. Haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, prețuiește momentele acestea și încă o dată spun, dacă cineva nu insist, nu vreau să forțez nimic în direcția aceasta, nu cred în chestii luate pe moment emoțional, dar dacă există cineva care are voința și care are dorința să ne rugăm pentru el și dacă ai nevoie de rugăciune, te chem aici pentru că vreau să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Intrăm în această rugăciune. Dacă crezi că Dumnezeu ți-a vorbit, dacă crezi că ai nevoie să te rogi, roagă-te în numele lui Iisus Hristos. Roagă-te pentru că poți să ajungi mult mai departe. Roagă-te pentru că poți să depășești bariere pe care ți le-ai autoimpus tu, poți să vezi dincolo, poți să experimentezi noi domenii, poți să umbli în această seară în supranatural, poate să fie prima ta seară în care pășești în supranatural, poți să experimentezi lucruri noi, poți să vezi lucruri și mai mari, poți să trăiești lucruri și mai mari cu Dumnezeu, pentru că Domnul este aici, pentru că Iisus Hristos în această seară îți vorbește. Pentru că Iisus Hristos este aici și spune, vreau să te cunosc într-un mod real și vreau să mă cunoști într-un mod real. Vreau să-ți vorbesc. De atâta timp te așteaptă Iisus. De atâta timp te așteaptă Iisus. Ai stat de atâtea ori și ai stat indiferent față de El. Dar în seara asta, Duhul lui Dumnezeu te cercetează. În această seară, Duhul lui Dumnezeu îți vorbește. În această seară, Iisus Hristos îți vorbește direct, specific ție, problemelor tale, nevoilor tale, pentru luptele tale, în numele lui Iisus Hristos, adu-le la Iisus Hristos. Haideți să ne rugăm toată biserica, haideți să ne închinăm în același timp înaintea lui Dumnezeu. Și dacă în timpul acestei închinări, dacă în timpul acestei rugăciuni ai nevoie de sprijin în rugăciune, ai nevoie de mijlocire și vrei să mijlocim în mod specific pentru tine, o facem cu toată bucuria. Dar ne rugăm și ne închinăm înaintea.